Statele Unite și România au acționat și continuă să acționeze în sprijinul Ucrainei și al tuturor partenerilor vulnerabili din regiunea Mării Negre. În particular, Republica Moldova se confruntă cu atacuri hibride fără precedent la adresa stabilității și a rezilienței sale, atacuri provocate și susținute de Federația Rusă. Împreună, România și Statele Unite sprijină Ucraina și Republica Moldova pentru asigurarea securității, a stabilității și a parcursului lor european ca democrații și economii reziliente. Sprijinirea lor înseamnă întărirea securității regionale și transatlantice, a securității României și a cetățenilor români. În acest cadru strategic,